Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Little Nightmares. După ce s-a întâmplat la finalul episodului trecut, aș spune că sunt curios unde poate duce jocul ăsta, adică cât de departe poate să se ducă cu lucrurile de genul ăsta după ce s-a întâmplat cu cu șoricelul ăsta care aparent poate să-l și calc după ce l-a mâncat. Da. Hai să trecem noi mai departe. Nu știu, sunt așa un picuț terifiat de ce se poate întâmpla în continuare, dar de ce îi, vreau să spun, ambala? De ce îi împacheta ăla cu mâinile lungi, care, by the way, am și uitat să specific, data trecută i-am rupt noi mâinile. Deci am scăpat de o teroare de pe cap. Bine, puțin probabil să fi scăpat complet de ea, probabil se va întoarce ea la un moment dat. Bine, i-am rupt mâinile, deci nu știu ce ar putea să ne mai facă, dar cine știe. Vreau să întreb cine mai sunt ăștia care sunt aici în lăzile astea sau cine vor fi, dar nu mai trebuie să întreb pentru că am văzut deja ce ar trebui să fie, dar hai să nu discutăm. Deci e o pată de sânge care se întinde pe... Asta cred că o să întreb. Oh, nu s-a trântit ușa. Să înțeleg că am nevoie de el în partea aia ca să mă cațăr. Pot să-l mișc și mai stânga și mai dreapta. Păi și întrebarea mea e, cum pot să mă cațăr pe el? Pot să mă cațăr acolo sus? Pot să mă cațăr acolo sus. Bun. Deci nu-mi amintesc de undeva camera asta. Acum știu de unde mi-am amintesc. Dacă mai țineți voi minte, în episodul 2 sau 3, când au fost viziunile din viitor sau cine ai ori fi fost, am văzut cămeruța asta care nu știu exact cum să zic acum, că e cu multe alimente și se cam aud sunete de ascuțit cuțite. Deci nu știu dacă o să iasă tocmai bine unde am ajuns. Ăsta e prețul pentru a scăpa, trebuie să trec până așa ceva. Bine, presupun că aș putea, spre exemplu, să-mi aștept moartea, dar... O să văd direct ce e acolo? Nu, clar, trebuie să intru pe ușă. O să apuc din astea. Fii atent că buretele are mecanică. Când te sui pe el, se aude că are apă și totodată sar și niște apă din el că îl storci. Păi și ce fac în cazul ăsta? Mamă, ce față are! A pus cârnații la oală și acum se întoarce la treaba lui. Mamă, cum a luat cuțitul ăla, ești nebun. Da, deci presupun că ăsta e, vreau să spun, bucătar, dar în același timp măcelar. Da, și are fix pattern-ul ăsta. Ok, deci trebuie să mă prind ce să fac din pattern-ul ăsta al lui. Iar o să se ducă să ia un cârnat și îl pune în oală. Și după aia iar o să întoarcă la masă. Cum aș putea să trec de tine? Bine ar fi totuși să menționez, dacă ați fost atenți în episodul trecut când am venit în zona asta, gen după ce am terminat chapterul trecut și l-am început pe ăsta, respectiva persoană ne aștepta cumva afară, cred că, nu știu, din câte mi se părea mie acum când am văzut din nou scena aia, mi se părea că fumă o țigară sau ceva de genul ăsta. Deci, în teorie, cred că știe că sunt aici, probabil chiar mă așteaptă să mă prindă, cam mai e treaba, doar că își vede de treabă până când. Ok, hai că mai tai o dată și după ce se întoarce din nou la treaba lui, o să încerc să trec prin spatele lui. Ăsta totuși față de celălalt are ochi, deci trebuie să am grijă pentru că poate să mă vadă. Auzit. Da, deci a fost cred că din cauza la spiridiușul ăla. Cum să fac eu în cazul ăsta? Am mai văzut încă o gaură pe un perete pe unde aș putea eu să trec. Interesant că mi-a blocat totuși accesul în partea elaltă. Ok, deci nu trebuie să mă fi dus direct, trebuia să mă fi băgat aici cumva. Și acum trebuie să-i analizez pattern-ul în partea asta. Are o gaură cu alea pe unde aș putea să mă strecor. Pot să umblu eu la ceva aici, gen ca să-l... fac să vină încoa. Eu nu cred că pot să trec acum gen pe aici pentru că o să mă vadă. Să aștept oare să poată să treacă cumva gen să nu mă vadă cum e în punctul ăsta gen și să trec așa. Foarte tare detaliul ăsta că nu, că e foarte de clar dacă n-ai vedere în partea asta. Adică cu alea pe unde aș putea gen să văd pângă urica din perete să vede mai clar, dar în partea altă se vede mai neclar. Ce pot eu să fac? Văd că totuși se învârte doar în partea aia de cameră, gen nu mai vine pe în partea asta. Deci presupun că pot să mă ascund aici cumva și după aia în partea cealaltă sau pot să-l atrag. Dușește. Da, uite, deci se duce acolo și văd partea aia de masă, gen unde aș putea să mă pun dedesubt. Am șanse?
Din dacă stau aici, mă vede? Ok, s-ar prea că nu mă știe dacă stau aici. Deci la următoare mișcare a lui ar trebui să mă duc acolo unde e Polonicu, cred. Și naiba ăla care atârnă din tavan? Că acum văd, e o gură. E o gură de pește sau ce naiba e ăla? Câte detalii, frate, care aș putea să stau să le analizez, dar nu știu ce să spun. Parcă nu mă tentează să stau mai mult decât e nevoie în zona asta. Bun, hai acum să încercăm să ne mișcăm până în partea altă. Unde sunt eu? Nu știu dacă o să mai apucam statul grămadă de acolo. A, uite, știu cum stă spiritușul ăla acolo și nu-l bag în seamă și pe mine mă prinde instant. Și cred că pe lângă asta o să și mă încurce pe spiritușul ăla că stă acolo. Următorul punct e sub următoarea masă, unde sunt peștii aia și unde e satârul, cred. Da, spiritușii. Da, cred că m-a văzut, da. And now what? Ce face? A luat o solniță sau ceva? Sunt aici, doar că am nevoie de o cheie. De unde, Doamne iartă, mă fac eu rost de cheia aia? Dacă o are și la purtător, e clară treaba. Cred că trebuie să fac eu un traseu pe sus. Că văd aici niște rafturi pe care cred că pot să mă cațăr și mai ales că văd o lanternă de aia pe care cred că aș putea să o aprind. Nu-mi spune că m-a văzut. Ok, nu mai face asta. Ia, poate să mă apuce? E curios. Ei, îți dau cu borcan în cap. Ei, dar poziționează de știu cum trebuie. Hai, pule să... Da, nu merge să dau cu sticla în cap. Ar fi fost tare dacă s-ar fi putut. Da, și nu o să mă lase. Mă, ce-s mă ăștia de atârnă așa? Ok, sunt pești. Mă speria, cream că stau alte chestii. Bine, normal nu cred că aș putea să trec de zona asta fără să... Bine, cred că se poate să treci de zona asta și fără să-l... Nu, am picat. Fără să dai de veste că ești acolo, că nu mai vine să vorbesc. Aș fi atent că mi-a să fac ce cu aici. O, pomană. Mă, apucă-și tu borcanul ăsta și pune-l o leacă mai încolo. Da, mă, vreau și o să aprind asta. E vreo problemă? Mamă, deci dacă știți cum merg pe chestia asta, a de tensionat. N-am vrut să fac asta, dar cred că fix asta trebuia să fac, nu? Sau nici nu știu. Mă, cum poți să faci, mă? Cum poți să faci chestia asta fără să pici? Ok, măcar de data asta nu mai trebuie să aprind respectiva făclie. Că îmi doream eu să aprind făclia vieții. Poștiu să stau chill și să nu mai am muzica aia lui foarte, foarte terifiantă. Am aici ulciorul care probabil o să mă încurce și nu prea am cum să-l dau din drum. Adică pentru că automat... Ia să hai să mai încercăm încă o dată pe aici. În partea asta mai e ceva? E doar un răftureț cu ceva care nu prea e foarte, foarte relevant. Nu știu unde e cheia. Mi-e frică să merg pe aici pentru că, din nou spun, controllerul meu nu merge drept. Adică dacă țin într-una dintre direcțiile normale într-o cruce, nu merge cum ar trebui. Nu știu dacă așa sunt toate controlerele de fel, dar al meu cel puțin nu face asta și mă enervează. Că trebuie să merg cumva într-o parte și e greu. Că toată mai trage nu știu ce parte. Ei nu bagă sub nicio formă spiritușii aia în seamă, deci spiritușii aia nu sunt... A, pentru că probabil sunt cumva în sclavie aici sau ceva, am înțeles. Cred că de aia. Adică noi nu ne încadrăm la aceeași categorie cu spiritușii. Cât de sus trebuie să mă mai cațăr, mâncați așa. S-a dus în partea elaltă. Eu aici nu mai am ce să fac, nu? Că văd aici o gaură pe-n perete. Unde mă duci și tu acum? La WC? Și te pomeni că poate să vină și el aici, nu? Îți dai seama că o să vină și el aici, dar pe unde? Nu, vină cu coamă, vină cu că vreau să te îmbrățișez. Și acum îți dau nas în nas cu el. Dar nu pe bune, unde să duc? Pentru că nu-i mai văd. Mamă, dar s-a deschis ușa asta de larg. El e, mă, în pat? Da, cred că el e aici în pat, nu cred că e altcineva. Și unde e spiritușul, că vreau să-l îmbrățiș? Uite, știu de ce mi-ar de mie când eu sunt cu ăsta deasupra mea care e sfore. Eu vreau să-mi îmbrățișez spiritușii. Îmi arăți și mie unde ar fi cheia aia, te rog eu?
Văd aici un dulap care îi se tot deschide și închide ușa. Hai să încercăm să dăm maneta aia, poate o face ceva bun. Sau cel puțin o face ceva, pentru că în partea chiar n-am habar ce aș putea să fac. Deschide ușa asta. Și o deschide permanent, ok. A, nu, fii atent. O, e un lift, mă. Și nu sunt fix în aceeași cameră? A, da. Doar că acum nu o să mai fie el aici și am cale liberă să explorez sau ceva. O, prima măcar focuri. Nu! Atunci cine? Deci nu e el acolo sus, e altcineva. Deci sunt doi. Mă bate total puzzle-ul ăsta. El încă umblă aici la tigăi, la ragaze. Oare acum, pentru că știu că trebuie să iau o cheie, pot să mă uit pe aici mai în detaliu? Ok, și pot să mă urc automat cu liftul înapoi. S-a trezit. A prins becul. Dar unde e? Cine e? Unde e? Că nu știu. Stai așa că vin în momentele a creepy. A, s-a dus la baie, bă. Pot să profit de chestia asta? Mă, nu. Aici e lumină. Deci dacă sunt în partea altă, e lumină. Ia, deci dacă mă duc aici... Da, e camera luminată. Deci dacă stau în afara camerei și mă uit cumva așa pe furiș, pot să văd că e luminată. Ok, nice bug. După 6 sau 7 ani de când i-a lansat jocul ăsta, încă n-a rezolvat o problemă de genul ăsta. Deci ce ne va să facem altceva decât cred că să încercăm să ne urcăm în pat? Că nu știu dacă am altceva de făcut. Adică nu știu, deci nu-mi dau seama ce aș putea să fac. Voi avea noroc pe aici să găsesc așa simplu cheia? Pentru că cred că liftul nu e neapărat ca să mă duc să iau eu ceva de acolo. Cred că liftul e făcut ca să pot să mă duc înapoi. Fiindcă m-am uitat la scurgerea aia pe unde am intrat și nu mai pot să o scot, nu mai pot să o deschid gen. Ar putea să fie în dulapul ăsta care se tot închide și se deschide. Să fie asta rezolvarea. Uite mă cheia. Mamă ce chior sunt. Păi și cum ajung, Doamne iartă-mă, acolo? Deci trebuie să mă folosesc de ăsta ca să... Mă urc. Urcă mai sus, urcă mai sus, nu mai sta. Fratele meu, deci era inevitabil să se trezească cine era în pat. Cum ajung la cheie? S-a mort, că fix balansul e soluția. Mai încă puțin? Bun. Nu! Apucă și crouch, nu apucă și aruncă. Ok, acum ce? Pentru că respectiva persoană cred că e la baie. Nu vrei tu să vii să te culci? Hai pe LS. Lasă cheia puțin jos. Facem așa. Și hai să mergem o leacă în recunoaștere. Pot să văd eu cu coada ochiului ce se întâmplă? Tiptil, încet. Liftul e deschis. Cred eu că trebuie cumva să vin încoace și probabil, cum a spus, e la baie. Cred că o să mă vadă și o să mă detecteze, așa că hai să luăm cheia și să mergem la noroc, că ce-am de ales. Și la fel tiptil, deci nu ne mișcăm. Nu cred eu că ar avea legătură dacă am cheia în brațe, să zici că poate să mă prindă mai ușor. Singura problemă e că nu o să pot să sar cu cheia și cred că pe scări trebuie să sar, nu? Dacă trebuie, da. Nu cred că pot să urc cu cheia în brațe. Ia să vedem. Mă lași? Mă lasă, fii atent. Fii atent că mă lasă să urc cu cheia în brațe. Jos. PLS. Și acum zi încă îmi salvi și checkpoint-ul pe undeva pe aici, că nu mai am chef să vin de 15 ori. Stai așa, lasă cheia aici, pentru că am văzut spiridușul. Unde ești, mă, că de când te caut să te îmbrățișez? Ia. Trebuie să-l sparg, mă, îți bagi joc de mine. Cum te-ai băgat într-un borcan? Zi-mi, te rog eu mult, că nu aude dacă-l sparg. Iubite, așa, acum fugi. Fugi că probabil vine. Nu te uita încoace, nu te uita încoace. Du-te înapoi la treaba ta. Mama lui de spiriduș, bă. Uite și tu ce fac eu pentru achievement-uri și era să pierd. Unde s-a oprit el, gen? Acum, ce pattern are? E din nou în camera asta sau unde e? Nu, tot în distanță este. Hai mă, că nu m-ai văzut. M-a văzut, mă, m-a văzut. Fii atent, mă, că se duce cu mine la Nu, nu face asta. Și deci ce-mi spui tu mie acum e că am din nou liftul deblocat și trebuie iar să fac... Ba nu, mi-aduc... Oh, mi-a dat cheia direct aici, perfect. Hai să aștept un picuț să-i analizez pattern, nu? Pentru că am văzut că vine și aici, deci cred că o să aibă treabă și acum să mă feresc de el pe partea asta. Da, uite. Cred că pe aici pe sumasă ar fi... Nu, n-am luat cheia. Tiptil, tiptil, pe sumasă... Dar du-te, mă, în partea elaltă.
aici în colțul camerei. Da, aici e belea. Că nu poți, trebuie să o arunc neapărat. Poți să cobor cu ea, da. Nu poți să o arunc, dar poți să cobor cu cheia. Zic că nu poți să mă vadă măcar aici. Te rog. Stai că trebuie să analizezi situația. Acțiunea lui e să stea aici prima dată, după care se duce în față, verific o leacă cuptorul ăla. După ce treci tu aici, eu mă duc pe aici frumos prin gaură și te aștept dedesubt, pentru că ar trebui să am destul de multicel timp. Treci tu încolo, te duci în față, eu trec prin spatele tău. Ok, nu da drumul la cheie, deja mă doare degetul de cât timp țin pe triggerul vieții. Mamă, deci cât de tensionată poate să fie situația asta, îmi bate mie inima. Zi-mi, te rog, că nu umbli aici. Zic că iar iei ceva pe acolo, sonise, și te duci înapoi. Nu. De ce? Ok. Și acum umbli iar la foc. Bagă cheia. Treci. Fugi. Hai mă. Nu, n-am șanse. Nu, trebuie să te bagi jos. Nu pot? Ba da. Că o să vină încoa. Și nu cred că poți să deschid ușa și cred că o să deschid de el. Ascute iar la cuțit, dar nu vă să vină încoa. Oare chiar să pot eu simplu și ușor să deschid ușa asta, că văd că e blocată cumva. A, uite mă, gaură acolo sus pe perete, da. Nu știu exact unde e el ca să pot să mă feresc. Că nu cred că e acum safe, spre exemplu, dacă mor pe aici pe perete, pe masă, să mă duc în gaură și nu o să mă vadă, cred. Bun, treci. Uite mă că e blocată ușa, mâncam ai. Ok, avem un tocător, un dită mai tocătorul care face cârnați. Văd ceva pe unde aș putea, cred că să mă urc, o manetă și ăsta e un lift de la de obiecte, nu? Și unde mă duce? Mai sus, în ce cameră? Într-o cameră frigorifică, cred că aș putea să spun. Clar nu trebuie să calc fix pe locul unde se află respectivul, cum se numesc, tocător. Cine va să aude, mă? Poți să mă cațăr aici. Și aici ce naiba e? O lanternă. Și uite și o statuetă de aia care ar trebui să o spar eu. Ok, am mai făcut un like de progres la respectivul achievement. Bine, eu tot o să cred că e un achievement anume. A, cred că astea sunt niște dispensere de aer rece, mă, pentru congelatorul ăsta, ce-o fi el, am înțeles. Care-i calea, gen? Care-i în continuare? Pentru că am destul de multe variante că ce aș putea să fac în continuare. What? Uite un spiriduș. Ia de tu o leacă cu lumină. Pot eu să sar până aici sus? Cum aș putea să ajung altfel acolo? Mă, sincer, nu știu, cred că respectivul spiritul și oricum e doar pentru achievement, dar chiar nu știu cum aș putea să ajung acolo, deci pur și simplu mă bate. Și nu văd nicio soluție pe unde aș putea. E ăsta înfășurat aici care zici că poate să zici că aș putea să mă prind cumva de el. Dacă alerg direct înspre cameră și încerc să sar, n-ajung acolo sub nicio formă. Așa că n-am habar, sincer, cum aș putea să ajung la tine. Nu! M-am încercat să mă duc în... Mamă! Era zic în cuptor, în tocătorul vieții. Având în vedere că văd o bucată de carne care e desfăcută cumva fix deasupra la tocător, cred că ce trebuie să fac aici este să dau și cealaltă bucată de carne jos care e desfăcută. Dar cum ajung la ea? Ajung eu să fac parcurs pe cârlige. Aha, balans și cred că trebuie să mă prind de ea. Da. Bun, și mai avem încă o bucată de carne. Și cred că pe total chiar sunt 3 pentru că văd că mai e încă una acolo. Și hai, iau și pasta și încearcă să duci până acolo. Nu cred că o să se activeze automat să cadă ălea, deci cred că trebuie să mă duc jos și să activez eu respectiva mașină de tocat, nu? Și cred că asta mai încercăm să mai facem pe episodul ăsta, după care cred că încheiem. Ușa e baricadată, deci nu cred că o să poată să ajungă el din prima la mine. Deci hai să vedem cum funcționează. Și... aha! Are un mâner. Hai, camera, bă, deci cât de... Când te gândești de fapt ce fel de carne e aia care, din care sunt făcuți cârnații. Atât? Trebuie să mai aduc bucăți de carne. Păi și de unde neva să mai aduc bucăți de carne acolo sus? O bucată de asta mare de carne gen mai e asta care zici că e cu sfoară, dar nu cred eu că aia e bună. Și aici nu era nimic care ar fi putut să fost folositor. Da, chiar nu știu.
Așa cum am zis, o să punem noi capăt aici pentru că mie o să mă lungesc oricum și iarăși oricum episodul viitor probabil o să fie un moment de genul în care am început episodul, termin capitolul, după care da, nasol, sau ceva de genul ăsta, pur și simplu o să fie o nepotrivire, mai ales că suntem la capitolul 3 din 5, dacă nu mă înșel. Cred că o să mai fie încă vreo 3 sau 4 episoade oricum. Eu să sper că v-a plăcut acest episod și dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată, iar eu nu am altceva de spus decât o zi frumoasă în continuare, să vă urez. Bye-bye.